să poată funcționa, după părerea mea. Da, domnule Băsescu, dar partidul domnului Ghimpu și-a pus semnătura pe candidatura domnului Plahotniuc. Da, doamnă, este o eroare care m-a supărat și pe mine. Ce vreți să fac? Și le-ați spus? În politică se fac și greșeli. Dar sunt unele greșeli care nu mai pot fi recuperate. Așa este și partidul domnului Ghimpu va plăti electoral formidabil această greșeală pe care a reparat-o președintele Timofti până la urmă, pentru că ar fost mult mai puțin de condamnat dacă se duceau cu Filip fără să-l vânture și pe Plahotniuc sau cu un alt politician, dar nu cu Plahotniuc. A fost marea greșeală pe care a făcut-o Ghimpu.